Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile cripto astăzi, 7 iulie 2024, din nou final de săptămână, după o săptămână zbuciumată. Ne așteaptă necunoscutul. Nu știm dacă săptămâna viitoare va continua din nou drama cu German Government care vând Bitcoin și nu știu ce, mă scuzați, guvernul german, da? Nu știm care este povestea cu MTGOX-ul, însă ar fi extrem de bine dacă piața ar reuși să închidă săptămâna peste 58.000. Nu mai vorbesc ce minunat ar fi dacă ar închide peste 60.000. Doar că, na, să nu cerem prea mult de la univers. Se pare că tărășenia cu germanii, cu vânzarea, cu transferul de Bitcoin, cu nu știu ce, continuă. Au transferat 700 de BTC, în jur de 40 de milioane de dolari, către o adresă neidentificată, iar în ultimele 3 zile au trimis în jur de 1200 de BTC. Ideea este că ei dețin în acest moment 39.000 de Bitcoin, da? Practic de aproape 10.000, 11.000 au scăpat deja. Dacă toate tranzacțiile astea vor fi făcute publice, dacă fiecare mișcare pe care o face guvernul german cu Bitcoin este transformată într-o știre și eventual într-o știre negativă, atunci clar că piața poate fi în continuare impactată. Cât de mult? Nu știu. Sunt foarte multe voci care au spus, hei, Germania putea să contacteze orice casă mare de pe exchange, Coinbase, Binance, whatever, puteau să facă un deal over the counter, piața nu era deranjată, nu se făceau valuri, totul era ok. Dar se pare că, na, este evident, tranzacțiile astea sunt folosite ca sperietoare, gen pentru a duce prețul în zona de interes a balenelor. Și uite așa, deodată toată lumea este atentă la ce mișcări fac balenele. Acest articol vorbește despre cazul unei balene care a devenit activă după 10 ani și 6 luni. A mutat aproximativ 1000 de Bitcoin. Bitcoinii ăștia ar fi fost achiziționați undeva sub 800 de dolari, pentru că achiziția a fost în 2014. Vă dați seama ce simte o balenă care a luat la 500-700 de dolari Bitcoin și l-a văzut la 74.000, adică gen oriunde ai fi, la Monaco, în Dubai, oriunde, gen te duci, vezi un iac, zici, poți să-l iau, vezi nu știu ce clădire, poți să-l iau. Da, interesant. Da? Ideea este că balenele se mai trezesc, balenele mai mută funduri, mai încasează profituri, adică nu e acum în contextul ăsta cu Germania, cu MTGOX-ul. Lucrul ăsta se întâmplă. Cine urmărește pe blockchain firul banilor, da, va vedea că din când în când astfel de tranzacții au loc. Dragilor, pregătiți-vă, pentru că dacă știrea asta este reală, s-ar putea să înceapă ceva distracție în piața cripto. Acest articol vorbește despre posibilitatea ca 16 miliarde de dolari în stablecoin, lichiditate, ar putea fi distribuită către creditorii defunctului FTX, da? Cei care au avut bani în FTX când s-a prăbușit. Și acum imaginați-vă că toți banii ăștia, dacă intră în piața cripto, să zic, într-un moment de ăsta bearish, da? Când toată lumea vede discounturi peste tot, pentru că n-ai cum să zici, băi, n-am văzut discounturile, sunt peste tot. Cred că vă puteți imagina ce ar putea să întâmple în piață. Deja titlul și subtitlul spun așa, Bitcoin ar putea să depășească 120.000 de dolari, iar Ethereum ar putea să ajungă la 12.000 de dolari. Ce să zic, 10.000 de dolari l-aș vedea și eu posibil pe Ethereum, 12.000, nu știu, nu sunt chiar atât de euforic. 120.000 de dolari pentru Bitcoin, da, îl văd. Adică 2x, 3x pentru Bitcoin mi se pare absolut ultra mega posibil. Am făcut un short astăzi în care ziceam că la momentul actual în piața cripto, da, din top 200, aproape orice ai lua în afară de stablecoin-uri, de USDC sau de DAI sau USDT, poți să-ți dublezi banii într-un, nu știu, într-o perioadă de timp relativ scurtă, da? Deci aproape orice. Ăsta este momentul în piață în care, dacă ești investitor, îți poți dubla banii
chiar dacă piața continuă, să zic, o perioadă să mai aibă turbulențe. Poftim, ce vă spuneam acum câteva secunde, se regăsește și în acest articol. Acum este cel mai bun moment să buy crypto în acest dip, după părerea experților. Nu trebuie să fii vreun mega expert, dar în clipa de față, hai să zicem că nu e vorba de Bitcoin sau de Ethereum, da? Dar sunt foarte multe proiecte proaspete, proaspăt lansate, care au corecții de 80-90%. Da? Ce poți să vrei mai mult? Adică, gen, în clipa de față, dacă te raportezi la un proiect care are, nu știu, 90%, 88%, 87%, ce să mai vrei? Un procent, două, gen, să fie 94%, 93%? Adică, este irelevant. Suntem în zona de bottom, dar există un risc de bear market, există întotdeauna, pentru că na, sunt piețe financiare. Dar, personal, zic că asta e zona de bottom. Dragilor, în încheiere, eu sunt Mihai Daniel, mi-a făcut plăcere să fiu alături de voi astăzi. Acesta este site-ul meu oficial, mihaidaniel.ro. Aici puteți să găsiți curs de tranzacționare, învață trading cu AI, consultanță crypto, crypto news, crypto explicat și așa mai departe. Deci, practic, tot ce puteți accesa din serviciile oferite de mine se găsesc pe site-ul oficial, mihaidaniel.ro. Vă doresc un final de săptămână extraordinar, spor la profituri, toate cele bune! Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red.pay, sponsorul știrilor de la ora 19, un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, e ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor. Are KYC. Au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă. Au 100 de mii de dolari limită de payment. Ceea ce este huge, adică huge. 100 de mii de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100.000 de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că, dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red.pay, cel mai șmecher card cripto posibil.